Salut, berbeci! Voi face citirea pentru luna nouă din Vărsător, luna nouă care se perfectează pe 10 februarie la ora 00:59, în 20 de grade și 41 de minute Vărsător. Se formează conjuncția lună-soare, deci luna nouă. Luna nouă care are un aspect frustrant, să zicem, quadratură, da? Deci o tensiune puternică pe Uranus și în același timp Jupiter este cu Mercur în același aspect de tensiune. Deci acestea ar fi principalele aspecte tensionate. Haideți să vedem ce ne spun aceste, să zicem, tarotul ermetic, da? Și pe urmă runele. Stați un pic, că le-am avut pe toate așa, deci nu este, uitați, nu a fost așa. Deci Venus, împărăteasa, mica benefică. Am putea spune că poate pentru voi, berbecie, așa cum am spus, vorbim de vărsător, vorbim de o casă a relațiilor, a la 11-a, veți avea niște relații, Venus susține relațiile. Venus, în acest aspect, formează un trigon cu Uranus, deci am putea spune că este un moment benefic pentru voi, dar întotdeauna mica benefică scoate în evidență că trebuie să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, să fiți corecți și veți beneficia de ceea ce vă doriți, doriți-vă ce este posibil. Deci, Venus, care poate să aducă abundență, fertilitate, dar numai în anumite limite. Să vedem cele trei cărți. Bun, deci, iată. Deci, pentru voi am zice, aveți aici un nou de monede. S-ar putea să primiți niște bani, din nou apare Venus, aici Venus în fecioară, creativi. Acești bani pot fi ca un fel de un lucru secret, ceva misterios, dar vă dă posibilitatea să investiți în voi, în bun gust. Dacă observați aici, chiar avem cele 9 flori, deci dă un aspect foarte benefic acest 9 de monede. Și 8-ul de monede care vine cu destul de multă, să zicem, răutate, fecioara în Venus, critici, foarte multe critici la adresa voastră, legate de bani, am zice. Poate că sunt bani pe care, sau de bunuri materiale, sau de ceea ce ați acumulat voi prin munca voastră, fiindcă de obicei 8 de monede asta reprezintă munca voastră și aceste contestații. Cineva vă contestă munca, vă contestă eforturile pe care le-ați avut, dar voi aveți o stare de visare, 7 de cupe. Mare atenție la această visare, din nou Venus, nu știu ce e cu voi, dar aveți aici Venus în Scorpion, dă foarte multe visare, deci voi vă creați tot felul de vise, sperați anumite lucruri. Trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă această 7 de cupe arată și amăgire. Deci voi visați la aceste cupe pline cu surprize și nu puteți ști ce surprize veți primi. Haideți să vedem ce spun și runele pentru voi.
Întotdeauna știți că la luna nouă puteți să începeți ceva, puteți să creați ceva, să faceți ceva. Este un început, un moment de început pentru voi. Poate fi vorba de o relație, de o prietenie, de o colaborare, orice este posibil. Și iată să le așezăm cât de cât. Avem aici o runa familiei, o runa asta trebuie să stea așa, și astea două așa. Deci nu avem prea mult de discutat. Cert este că voi aveți aici familia, este puțin înclinată, dacă observați, deci nu este într-o poziție prea benefică. Am zice, familia este așa și așa alături de voi, dar vă puteți baza pe familie, adică într-un fel sau altul, schimbarea poate să influențeze și familia. Dar aici aveți două rune, am zice, ciocanului Tor, care arată că ceva nu a mers, ceva nu este benefic. Poate că voi ați făcut o alegere care v-a îndreptat spre probleme, spre lucruri care nu au mers. Deci am zice, ați făcut o alegere care v-a îndreptat spre persoane care v-au contestat, persoane care v-au făcut probleme, poate fi vorba și de o relație. Deci, orice ați fi făcut cu ceva timp în urmă, ați fi ales, nu v-ați îndreptat decât spre această rună care arată grindina, deci arată un blocaj, o fărâmițare a problemelor și tot timpul blocaje, blocaje. Deci, iată că asta s-ar părea că ați făcut și nu puteți ieși din această situație decât poate consultând o persoană calificată sau să căutați sprijin la o persoană calificată și să vă ajute să ieșiți din această situație. Și aici aveți o runa schimbărilor, a schimbărilor lente, stabile și benefice, care vin destul de încet, lent în viața voastră și veți observa aceste schimbări, da? Deci orice ați întreprinde voi să schimbați acum la această lună nouă, va fi benefic pentru voi, dar nu o să fie o schimbare peste câteva zile. O să fie o schimbare care vine mai spre luna plină în Vărsător, când soarele va fi în leu, atunci veți primi acest, să spunem, răspuns benefic al lunelor pentru schimbarea pe care ați luat-o și daruri, daruri materiale, daruri spirituale, declarații, aspecte foarte benefice. Aici am putea spune că poate să fie și o susținere a vitalității, a energiei în perioada de vară, vorbim lună plină în Vărsător, soarele va trebui să fie în leu. Deci acesta ar fi aspectul pentru voi. Deci eu consider că veți primi niște bani, deci munca voastră nu va fi, eforturile voastre nu vor fi nerăsplătite, dar totul va fi în limita ce este posibil. Și bineînțeles, veți avea multă contestare, foarte multe persoane care vor zice, păi nu e dreptul lor, păi nu merită berbecul ăsta să primească așa ceva, berbecul ăsta nu știu ce, și voi sunteți în al nouălea cer visați. Deci trebuie să fiți foarte atenți. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vreți, puteți să vă abonați, să transmiteți mai departe, să dați un like, să ajutați canalul să se dezvolte și vă mulțumesc!